scândură cu scândură, sforii și frânghii, marinarii încep să construiască nava, chinuit, sumbru și ireal. Acesta e pe cod. Așteptarea și nerăbdarea sunt ochii care privesc în zare. Echipajul trăiește înconjurat de cârlige, momeli uriașe, asemenea unor coaste grotești. Nava are propriul ei curs și duce mereu în altă parte. Singurul lucru care salvează, dar în același timp înrobește femeile și bărbații, este chinul de a arunca harpoanele departe, mai departe, în neant. Între timp, umbra capitanului Ahab și setea lui întunecată de răzbunare îi îngenunchează pe toți precum un coșmar îngrozitor, dar totuși captivant. Cei doi inamici vor veni într-un final față în față pentru o ultimă confruntare, Ahab și balena. Omul împotriva naturii, minunea, necunoscutul, zeul pierdut, spaima care răsună din abis. Moby Dick. Nava și balena sunt făcute din aceeași materie. Balena nu e prezentă, ci asemenea tuturor pericolelor cele mari, se creează. Și iată-l neclintit în centrul orizontului nostru, atât de gol, încât ne umple orbitele și ne înneacă privirea. De ce am plecat? Ce am urmărit? Un pește? Un monstru? Un spirit? Sau o iluzie la care am râvnit? Și unde suntem? Am sosit? Acum? Nu se uită la noi, nici după noi. Nu se teme de noi, nu-i pasă de noi. Persistă nevăzut în lumea lui. Un pește? Un monstru? Un spirit? Dar oare să fie ochii noștri cei care îl văd? Sau privirea noastră care ni-l creează în cale?